Probabil ți-a aduce aminte de o situație în care a trebuit să ții o prezentare în fața câțiva oameni și te-ai simțit emoționat, nu prea aveai aer, erai așa sub presiune și parcă te sufocai. Ceva de genul se întâmplă și în luptă, da? Mai ales dacă ești începător. Simți că nu poți respira, că te sufoci și doar că rezultatul față de o prezentare este că ți-o iei peste ochi. Și da, de ce este foarte important să înveți cum să controlezi respirația? Pentru că dacă înveți cum să-ți controlezi respirația, poți să controlezi situațiile. În luptă, să controlezi lupta, să fii mult mai calm, să fii mult mai concentrat pe ceea ce trebuie să faci și plus și situațiile prin care treci. De aceea este foarte important să înveți să controlezi situația, pentru că te va ajuta să faci ceea ce trebuie, ce îți va duce victoria. Poate ați văzut în sala de antrenament că unii respiră scurt sau urlă. Da? Este o metodă de a controla respirația, pentru că automat, atunci când încep să faci antrenamente, da, tendința e să respirăm aici scurt în piept, da? Prietena mea este instructoare de yoga și mi-a zis că atunci când suntem stresați, avem tendința să respirăm aici sus în piept și să facem asta scurt aici. De aceea ajungem să ne sufocăm, pentru că nu ne oxigenăm tot corpul, nu oxigenăm creierul, nu aducem suficient oxigen în plămâni și de aceea devenim agitați și stresați de față de situația prin care trecem. Și la fel și în luptă. Și un mare antrenor a spus că atunci când lupți, este foarte important să respiri, pentru că nu suntem sub apă și avem voie să respirăm. Deci poți să respiri liniștit, însă trebuie să înveți să respiri corect. Și ideea e, nu este o respirație la fel ca și cum faci o plimbare sau ca și la alergare, da? Aici respirația trebuie dozată, da? Pentru că, dau un exemplu, dacă tu începi și dai tot aerul pe lovituri, automat tu rămâi fără rezervă, da? Și aici respirația trebuie controlată. De aceea auziți tot felul de sportivi care fac sau pentru că controlează doza de aer pe care o dau afară, la fel ca și notatorii, ați văzut? Ei, când scot capul, trag aer și pe aia doar pe fiecare brață. Asta am învățat-o și eu când am învățat să not ca și cei care fac de performanță, da? Își controlează respirația, da? Notul m-a ajutat să învăț cum să-mi controlez respirația la antrenamente mult mai bine. Dar este foarte important atunci când lovești, să dai aerul afară controlat. Ce se întâmplă când auzi sunetele astea? Luptătorul pune limba pe cerul gurii și automat doar mici fracțiuni de aer dă afară din corp. Da? Vedeți? Doze mici. Automat, când am terminat seria și sunt în zona mea sigură, reîncarc și pe iar. Este foarte important să faceți lucrul acesta. Tot timpul să reîncarc pe nas și încerc să duc aerul în abdomen, da? Să simt cum se umflă abdomenul, da? Și după aia automat veți fi mult mai calm. Am întâlnit mulți sportivi atunci la sparinguri, când lucram cu ei foarte mult, mulți îmi ziceau după 20 de secunde că n-am respirat aproape deloc, pentru că erau foarte tensionați și nu erau relaxați. Este foarte important să fii relaxat și să te concentrezi pe respirație. Și poți să începi să faci lucrul acesta la shadowboxing, da? Te pui la shadowboxing și începi relaxat. Da, făcând chestia asta la shadowboxing, te înveți. După aia la sac, la palmare și la sparinguri, da? Dacă vedeți că aveți un adversar mai puternic la sparinguri, luați-vă unul de categoria voastră, de-aia este foarte important, sau să-i spuneți adversarului vostru, băi, sunt începător, vreau să învăț, corect, să mă dezvolt armonios, să pot să lupt mai încolo, da? De îndată ce creșteți, altfel veți putea lupta. Asta le spun și elevilor mei, îmi doresc ca voi ca toți să creșteți, să mă bateți, da? Mi-ar place, pentru că atunci va trebui să devin și eu mai bun, da? De aceea este foarte important să lucrați relaxați,
mai ales dacă faceți cu luptători profesioniști, automat ei vă vor proteja. De aceea trebuie să fiți relaxat. Nu aveți nimic de demonstrat, mai ales în sală de antrenament. Nu aveți nimic de demonstrat. Deci nu ai nimic de demonstrat. Tot ce ai de demonstrat este cu un luptător profesionist și îi spui, bă, uite, vreau să mă testez, vreau să văd cât sunt de bun, dacă pot să fac față unui luptător profesionist, cu siguranță el te va proteja, sau intri în ring, acolo adversarul tău nu te va proteja, el va veni acolo să-ți dea peste ochi, să te săpească și nu-l va interesa cine ești. El va veni să-și facă datoria și atunci te vei putea testa. Dar este foarte important să înveți să-ți controlezi respirația, pentru că de acolo pornește totul. De data ce înveți să controlezi respirația, altfel vei sta în luptă. Vei fi mult mai calm, vei fi mult mai relaxat, vei fi mult mai concentrat pe ceea ce ai de făcut, pe cum să blochezi, cum să te miști, în ce direcție să te duci, da? Lucrurile acestea te vor ajuta să devii un luptător mult mai bun, mult mai pregătit și de neînvins, nu? Asta ne dorim, să devenim de neînvins. Bun, deci învață să controlezi respirația și vei deveni mai puternic. Pregătesc pentru voi încă un video super interesant, așa că dacă vreți să nu ratați, subscribe la canal, like, share mai departe și până data viitoare nu uita, rămâi puternic, fii de neoprit, campionule!